După ce timp de mai multe zile rovinietele au lipsit din rețeaua poștei române, participanții la trafic pot să achite din nou tariful de utilizare a drumurilor naționale în rețeaua unităților poștale, după ce Compania Națională Poșta Română a reînnoit convenția cu Compania Națională de Drumuri. Totodată, Poșta Română oferă clienților posibilitatea de achitare a tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România și emiterea rovinietei electronice cu ajutorul unor terminale și emitere multiplă printr-o procedură modernă e-rovinieta. Prin serviciul roviniete electronice cu următoarele caracteristici: încasare prin terminale și emitere rovinietă electronică la ghișeele oficiilor poștale abilitate. La achitarea tarifului de utilizare se eliberează clientului un tichet emis din terminal și documentul care atestă plata. Procedură modernă e-rovinieta care permite atât emitere roviniete pentru un singur vehicul, cât și emitere multiplă pentru mai multe vehicule, utilizând o funcționalitate de tip coș de cumpărături disponibilă în 47 de oficii poștale la nivelul fiecărui județ.